Grădinița a fost înființată la inițiativa preasfințitului Părinte Gurie, după ce s-a constatat o lipsă acută de locuri în grădinițele deja existente undeva. Construcția, având o arhitectură mai specială, a început cu peste 2 ani în urmă, iar acum proiectul este în stadiul de finisare și mobilare. Unitatea de învățământ preșcolar Episcop Gurie Georgiu se dorește a fi un lăcaș educațional de excelență. Dacă Dumnezeu ajută și reușim să efectuăm demersurile necesare pentru autorizarea cursurilor la această grădiniță, care va purta numele vrednicului de pomenire Părintele Episcop Gurie Georgiu, din toamnă grădinița se va deschide pentru număr de 80 de copii. Va fi cu program prelungit? Da, grădinița are un program prelungit, beneficiază de cantină și de sală de mese proprie, unde copiii, sigur, vor putea și să servească masa. De asemenea, dorim să creăm din acest centru educațional, din această grădiniță, un loc de excelență, unde copiii să poată beneficia de o dezvoltare complexă, unde să poată beneficia și de foarte multe cursuri sau, știu eu, activități extracurriculare care să le dezvolte personalitatea și să vină în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor părinților. Părinții care sunt interesați și doresc pot să își înscrie copiii la grădinița Episcop Gurie Georgiu. Solicitări au sosit deja pe adresa episcopiei. Observ că deja cei interesați au trimis cereri către Episcopia de Veșunedoarei. Sigur, înscrierile propriu-zise se vor realiza probabil în cursul lunilor iulie-august, după ce vom fi siguri că am trecut de etapa autorizării și reușim să primim avizele necesare, pentru că, sigur, altfel nu putem funcționa. Lucrările se apropie de final, nu doar la clădire, ci și la curtea interioară. O parte din mobilier este deja achiziționat, iar în maximum 2 luni grădinița va fi predată la cheie.